Doi băieți și o fetiță au venit pe lume la maternitatea giurgiuveană a Spitalului Județean de Urgență de sâmbătă trecută și până spre zorii zilei de astăzi. Atât cei născuți în aceste zile de sărbătoare pascală, cât și cele care le-au dat viață, au o bună stare de sănătate, nașterile decurgând fără probleme deosebite, chiar dacă la două dintre cazuri s-a impus operația de cezariană. Chiar în ziua de Sfinte Paști nu am avut nicio naștere, în schimb cu o zi înainte am avut două nașteri, amândouă prin operație cezariană, nu au pus probleme deosebite, copiii au fost peste 3 kg, lucrurile au decurs normal. Sunteți una din fericitele mămici care au născut în aceste zile de sărbătoare pascală. Cum vă simțiți? Mă simt foarte bine, m-am refăcut repede, a fost bine. Ce ne puteți spune despre bucuria de a fi mămică într-o astfel de perioadă a anului? Nu cred că am cuvinte să descriu această bucurie, e o bucurie imensă. Este primul copil? Primul copil, da. Și ce anume? E fetiță. Către ora 2 a dimineții acestei zile de marți s-a născut pe cale naturală al doilea copil al unei familii din Daia. După noaptea de înviere, deci a doua zi nu am avut nicio naștere. Ulterior, în noaptea de 12-3 a mai apărut un băiețel al unei doamne din într-un sat apropiat, al doilea copil, de data asta a fost pe cale naturală, copilul a fost normoponderal, nu a pus nicio problemă. Pentru femeia din Daia, al doilea copil adus pe lume a constituit de asemenea o mare bucurie pentru mămică și familia acesteia. Ce ați simțit că sunteți în perioada aceasta de sărbători, mămică, din nou? Nu știu, o bucurie foarte mare. Un cadou de la iepurașul. Celălalt, ce vârstă are? 6 anișori. Un alt băiețel este al celei mai tinere dintre mămicile care au născut până în dimineața de astăzi. Ea are doar 14 ani și din această cauză i s-a spus de către personalul secției de neonatologie a spitalului copilul cu copii.